Iubită Biserică, deschidem Biblia la Luca, capitolul 15, citesc de la versetul 11 la versetul 24, pagina din Biblie 1010. Luca 15, de la versetul 11. Iisus a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr dintre ei a zis tatălui său, Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării, acelui care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi redădea nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. A alergat de-a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Amin. Vă invit cu multă prețuire să ocupați locurile. Și pentru tot ce a fost și va fi și în următoarele minute, merită să spunem din toată inima slăviți să fie Domnul. Amin. Iubiții mei, sunt lucruri în viață pe care nu le programăm. În urmă cu o lună, împreună cu soția, am plecat de acasă, 7 copii am lăsat cu sora mea și cu cumnatul meu și am călătorit prin Statele Unite cu ajutorul Domnului în mai multe biserici. Ieri am încheiat turneu, să zic așa, la Calgary, iar astăzi am lăsat singura, sau să spun așa, a treia zi liberă. Doar două zile am mai fost liberă în acest turneu, dar era singura zi pe care n-am mai programat-o. Am zis, mergem la cumpărături și să nu știe nimeni că suntem în Vancouver. Însă s-a aflat și suntem aici împreună și o să mă luați de fresh, încă să nu sunt fresh. Sunt la 34-a predică de când am plecat de acasă. Dar ce pot să vă spun este că de când am intrat am simțit parcă puteri noi. Să nu vă imaginați că o să depășesc ora stabilită. Dar cel puțin l-am simțit pe Domnul prezent aici. Iubiții mei, vrem să vă slujim cu bucurie și legat de ce spunea fratele de followers, să știți că n-am nevoie de followers, nici de like-uri, dar am nevoie de mijlocitori. Fratele a zis că sunt 100.000 de followers pe Instagram. Dacă măcar 100.000 de oameni ar mijloci pentru noi, să știți că noi am fi mai bucuroși decât orice altceva. Iar dacă avem followers aceia, de fapt, vă și spun în două minute pentru ce am venit în America, deși la final o să vă pare rău că nu am la mine ceea ce vreau să am, pentru că nu m-am programat să fiu aici, Instagramul mi-a oferit $28.000 pe lună să fac reclame la Adidas, la haine și la alte locuri. Și am refuzat și în schimb eu bag $15.000 canadieni în fiecare lună în TikTok, Facebook și YouTube și Instagram ca să ajungem cu Evanghelia la 3,5 milioane de români pe tot globul și pentru asta spun slăviți să fie Domnul. Amin. Ca să susțin lucrarea aceasta, am mers din biserică în biserică și am vândut cărțile pe care Domnul mi le-a dat să le scriu. Nu mi-am luat niciun ban pentru mine. V-am spus că o să vă necăjiți că exact asta e problema, că nu mai am nicio carte la mine astăzi, că n-am programat să fiu aici.
Dar dacă vreți să susțineți lucrarea aceasta care se face cu mari sacrificii și cu mari costuri, puteți să intrați pe www.cristiboariu.com să comandați cărțile pe care le-am scris prin Harul Domnului și toți banii merg la această lucrare. M-am hotărât să fac asta, iubiții mei, de ce? Pentru că dacă ar fi să mă duc fizic eu sau frații slujitori la 3,5 milioane de oameni, ar trebui vreo 80 de ani. Așa, prin mass media, ajungem într-o lună și nu știu cât o să mai avem harul ăsta. Dar știu că atunci când n-o să mai avem harul ăsta, o să avem bucuria că atunci când am putut să facem, am făcut. De aceea, vă provoc să fiți parte cu noi la lucrările pe care le facem, că vine o zi a răsplătirii. Și Dumnezeu în ziua aceea, să știți că și un pahar de apă ne va răsplăti. Fie numele Lui lăudat. Amin. Amin. În această seară, dragii mei, am vrut să predic altceva, însă Domnul mi-a pus pe inimă să vorbesc despre un fiu risipitor. Aș vrea de la bun început să spun că valorile noastre determină deciziile noastre. Fiecare decizie pe care noi o facem în viața aceasta depinde de valorile pe care noi le avem. De exemplu, dacă o fată din biserică consideră că a rămâne curată și moral și fizic până în ziua nunții, o valoare e asta, pe care puțini o mai au. Dacă un băiat îi zice mâine seara la 12, nu vrei să ieșim în oraș? Răspunsul ei va fi foarte simplu, nu. De ce? Valorile ei determină deciziile ei. În seara asta, iubiții mei, eu nu vreau să vă schimb deciziile, ci vreau să vă schimb valorile. Că dacă schimb valorile unui om, îi schimb și deciziile. Vă mai dau un exemplu ca să fiu bineînțeles. Mergi la piață cu o mașină veche, cumperi zarzavaturi, cartofi, morcovi și îți aduci aminte în timp ce cumperi acele zarzavaturi, care nu costă mult, că ai uitat $1,000 canadieni în torpedoul de la mașină și ușa n-ai închis-o. Vei lăsa acolo zarzavaturile și vei fugi să încui ușa. De ce? Pentru că valoarea aia din mașină determină decizia ta de încuiere a ușii. Acum, iubiții mei, sunt decizii care ne influențează liceul, facultatea, locul de muncă, școala de șoferi, familia, jobul. Dar astea sunt decizii care sunt temporare. Și unele dintre ele poți să le schimbi. Dar sunt decizii care îți influențează veșnicia. De exemplu, decizia căsătoriei și decizia unde îți vei petrece veșnicia sunt decizii unice. Și deciziile astea tu le vei lua în funcție de valorile pe care le ai. De exemplu, dacă tu zici, la mormânt se termină totul, îți vei trăi viața cum trăiesc majoritatea. Dacă ești conștient că după mormânt se continuă viața și nu există moarte la mormânt, doar o separare între trup, suflet și duh. Trupul rămâne în mormânt, sufletul și duhul pleacă la Dumnezeu, atunci vei fi foarte atent la fiecare pas pe care îl faci. Că următoarele trilioane și trilioane și trilioane de ani depind de deciziile pe care le iei. Astăzi vreau să vă prezint 4 decizii pe care fiul risipitor le-a luat și i-a părut rău de ele. Și la final a reușit printr-o minune care se numește pocăință să schimbe acele decizii greșite. Iubiții mei, prima decizie greșită pe care băiatul ăsta a luat-o din cauza valorilor lui a fost faptul că a iubit mai mult averea tatălui decât pe tatăl. Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Iubiții mei, veneam într-o seară de la o evanghelizare și am sunat-o pe soție, eram în țară, să văd ce fac copiii și ea mi-a zis, unul din copii nu vrea să doarmă, te va aștepta. M-am bucurat, am accelerat mai tare, am și uitat că sunt radare. Și când am intrat pe ușă, eu foarte bucuros, la 1 noaptea să te aștepte copilul, înseamnă că copilul te iubește foarte mult. Numai că atunci când m-a îmbrățat, o băga mâna în buzunar. Și o stat de ceva candy, n-ai adus? Ceva bomboane. M-am supărat un pic, m-am necăjit. Eu am crezut că mă așteaptă pe mine, nu buzunarul meu. Dar când să-l mustru, parcă așa o voce la nivelul minții mi-a spus, nu-l mustra, că și voi faceți la fel cu mine.
Iubiții mei, băiatul acesta a zis: tati, eu nu vreau pe tine ca persoană să te am. Eu vreau ceea ce pot să-mi ofer. Și-o luat de la tata ceea ce tata i-a oferit și-o plecat. Și acum ascultați-mă cu atenție. Când iei ceea ce Dumnezeu îți oferă și folosești fără Dumnezeu, toate acele binecuvântări devin un blestem. Biblia spune că lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile făcute. Lui tata nu-i o părură de cadou făcut. Nici ție nu-ți pare rău că îi faci un cadou la copil, nu? Dar v-ați imaginat că niciodată Dumnezeu nu ne dă cadouri ca să ne îndepărteze, ci ca să ne apropie. La fel cum și eu fac cadouri la copiii mei, nu ca să îi îndepărtez de mine, să nu mai aud vocea lor 2 ani, ci ca să mă iubească mai mult. Iubiții mei, suntem aici o biserică întreagă în această seară. Pentru că avem un Dumnezeu care ne-a făcut multe cadouri. Cel mai scump cadou pe care ne l-a dat este jertfa Domnului Iisus Hristos. Apoi viața noastră e un cadou. Oamenii zic că banii e cel mai important lucru. Păi mergi într-o sâmbătă la servici, faci niște bani. Dar spune Iisus Hristos, cine îngrijorându-se poate adăuga un cot la lungimea vieții lui? Uitați-vă că în prima parte a vieții acumulăm cunoștințe, ca în a doua parte a vieții să le oferim și să luăm bani și în ultima parte a vieții oferim bani să mai primim viață. Am face orice să nu se strice piesele acestea. Dar întrebarea mea e cât timp Dumnezeu te-o binecuvânta cu viață, cu sănătate, cu o inimă care bate de 115.000 de ori în 24 de ore. Cu 22.000 de respirații în 24 de ore. Cu un ficat care face 500 de funcții pe minut, pe zi. De câte ori ai mulțumit pentru darurile pe care ți le-a dat? Că până la urmă fiecare dintre noi respirăm, da? Numai că unii când dau aer afară, blastă-mă, bârfesc, înjură, alții binecuvintează pe Dumnezeu. Adică unii folosesc darurile fără tata, alții folosesc darurile cu tata. Iubiții mei, cele mai scumpe lucruri în viață le primim gratis. Dar oare recunoaștem sursa binecuvântărilor noastre? Pune-mi, te rog, dacă poți să afișezi Genesa 33 cu versetul 9. Genesa 33 cu 9. Se întâlnește Iacov cu Esau. 20 de ani, cel puțin, trecuseră. Și Iacov vrea să-i facă un cadou la Esau. Și Esau spune, eu am din belșug, păstrează, frate, ce este al tău. Versetul 10. Iacov a răspuns, nu, și mai departe. Pune-mi, te rog, versetul 11. Primește, deci, darul meu care ți-a fost adus, fiindcă Dumnezeu m-a umplut de bunătăți. Și am de toate. Amândoi ori zis, am de toate. Am din belșoc. Amândoi ori zis, am muncit. Am construit, am alergat, am luptat, am lucrat. Numai că unul a zis eu și altul a zis Dumnezeu. Iubiții mei, prima mare greșeală a fiului risipitor a fost că a iubit mai mult averea tatălui decât pe tatăl. O iubit mai mult buzunarul decât fața tatălui. De aceea vine psalmistul într-un sal și spune, inima? Când s-a spus inima lucrul acesta din partea Domnului? Caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Vă spun ceva despre tata și mă duc mai departe. Dacă fiul l-a iubit mai mult averea decât pe tata, vreau să vă spun că tata tot timpul iubi mai mult fiul decât averea. Tot timpul. Pune-mi, te rog, Roman 2 cu 4 să vedeți de ce ne face Dumnezeu cadouri, deși nu le merităm. Biblia spune în altă parte că dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi. Uitați ce scrie aici. Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății îngăduinței și îndelungii lui răbdări. Îmi spunea un om care nu credea în Dumnezeu, o zis, pastore, nu există Dumnezeu, că îl înjur, îl blastăm și nu mă trăznește, că dacă ar exista, m-ar trăzni. Zic, hai să spun de ce nu te trăznește. Uite de ce nu te trăznește. Că nu-i bogat în nervi și nu poate fi iritat de o înjurătură. E bogat în bunătate. Am fost în Galați și am asistat la un botez
Și bătrânul care s-a botezat avea 78 de ani. Cu lacrimi în ochi, iubiții mei, am predicat. Și de ce? Iertați-mă, uneori mie mi-e greu să-mi aștept soția în mașină când trebuie să vină cu copiii să plecăm. 2-3 minute, că poate întârziem. Și Dumnezeu așteaptă 78 de ani pe cineva. Și după ce omul ăsta se pocăiește, nu zice, bă, nemernicule, dacă ai ști ce greu mi-a fost să te aștept. Nu-i scoate ochii. Iubiții mei, dacă copiii mei fac o prostie și eu nu-i pedepsesc, nu înseamnă că nu există, înseamnă că le mai dau o șansă, poate își revin de la sine. Uitați-vă ce spune aici. Dacă Dumnezeu nu trăsnește, nu înseamnă că nu există. Înseamnă că te mai așteaptă, te mai îngăduie. Și Pavel spune, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Foarte mulți oameni spun așa, dacă ai văzut că am furat, zice, am furat cutirul și Dumnezeu nu m-a făcut nimica. Asta nu înseamnă că a fost de acord cu tine. Asta înseamnă că, de fapt, El nu a vrut să-ți facă nimica, că poate lucrul ăsta te va mișca să te pocăiești. Mai spun ceva. Prin evangelizarea pe care o facem online, prin harul Domnului, primim multe bajocuri zilnice. Și mulți ne spun așa, voi, sectanții, pocăiții. Iubiții mei, haideți să vă spun ceva astăzi. Pocăința nu e o sectă, pocăința e o poruncă. Amin. Pocăința nici măcar nu e o poreclă. Pocăitul, cum mai strigă la școală. Și dacă strigă după voi așa, e bine, slăviți să fie Domnul. M-am uitat în versiunea catolică, ortodoxă și Dumitru Cornilescu, care aveți în față. Peste tot este cuvântul pocăință. 2. O a doua decizie pe care băiatul acesta o face, iubiții mei, o decizie greșită, este faptul că ai iubit mai mult prietenii decât familia. Ai iubit mai mult prietenii decât familia. Cum s-a umplut de bani, cum a fost înconjurat de prieteni. Au avut cu cine să mănânce pizza, cu cine să strice bănuțul, cu cine să-și petreacă serile. Au zis, nu mai am nevoie de tata. Vreau să râd la toți ce am. Să vadă toți câte am. Iubiții mei, am plecat odată cu 4 din copiii mei într-o misiune în Oltenia. Obișnuiesc în țară să mai iau copilașii cu mine. Și când ne-am întors, ne-am oprit pe marginea unui lac, am comandat un burger pentru fiecare. Și Grace, fata mai mare, e mai economă, o zis, tati, nu poți să-i lămurești să ne dea gratis mâncarea asta. I-am zis, draga mea, două persoane cunosc în viața asta care îți dau ceva gratis. Dumnezeu și părinții. Și pe mașină, o voce la nivelul minții o zis, bine ai spus, dar mai trebuia să completezi ceva. Ce mai trebuia, Doamne, să spun? Că cu aia care vă dau ceva gratis, cu aia vă comportați cel mai rău. Că la șeful de la restaurant sau la chelner cu care te servește, nu-i comentezi și nu-i trântești ușa. Și la mama care te-a crescut, așa de ușor îi comentezi. La șeful tău de la servici, nu-i întors spatele. Și lui Dumnezeu de câte ori ai întors spatele? Iubiții mei, omul acesta nu mai a avut nevoie de familie. O plecat cu prietenii. Nu mă vreau să vă spun astăzi cu tristețe că prietenii sunt lângă tine cât timp ai ce să le bagi în buzunar. Nu vreau să prorocesc pentru nimeni astăzi, că nu sunt proroc. Dar uitați-vă în spital câți mai sunt lângă noi dintre prieteni. Uită-te când ai nevoie să te un împrumut, câți mai răspund la telefon. Îmi spunea cineva, frate Cristi, am fost ani de zile în lume, în droguri, în băutură, în țigări, cu toți prietenii, în fiecare seară ieșeam. O zis, când m-am îmbolnăvit, n-am avut pretenția să mă viziteze, dar măcar un mesaj. Și m-am uitat la telefon, nu mă mai suna nimeni. Iubiții mei, vreau să vă spun că astăzi, dacă cineva încă nu are o familie, din punct de vedere spiritual, și se pocăiește, are marele har să intre în familia Domnului Iisus. Marcu 3, 35. Căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela mi-este frate, soră și mamă. Știi ce mare har? Uitați că nu spune căci oricine e penticostal, baptist, ortodox.
cine ascultă o predică și dă like și follow. Nu. Spune oricine împlinește ceea ce a auzit. Face voia lui Dumnezeu. Știți ce mare har avem noi, pocăiții? Că atunci când suntem într-o problemă, într-un necaz, sunt zeci de biserici care se roagă pentru noi. Păi lucrul ăsta, eu cred că te vindecă mai mult decât multe medicamente. De ce? Că în orice boală, cel puțin jumate e psihicul. Păi psihicul tău știe faptul că cineva se roagă pentru tine, postește pentru tine. Știți câți oameni sunt la Marie Curie în București, în spitalele din România, care și-au vândut casă, mașină, apartament și care stau cu copii bolnavi de cancer și nu-i cunoaște nimeni și n-au o comunitate cum avem noi și n-au o familie cum avem noi, care să-ți dea un telefon, care să spună mâine postez pentru tine. Și-o dat seama băiatul ăsta prea târziu că prietenii vin și pleacă. Tata rămâne. Că prietenii stau lângă tine cât timp împarți, cât timp spui la KFC, plătesc eu. Păi cum să n-ai prieteni când plătești tu? Iubiții mei, vine o zi când de unde nu mai ieși și nu mai pui să termină. Și când s-o termina bunga, prietenii au plecat. Spunea o cântare străbătând din lung și în lat, lumea toată am căutat un... Dar ce, n-ai destul prieteni? Dar zice, dar caut unul care să rămâne lângă mine și când îți bolnav. Și când nu mai am nimic în buzunar. Și când nu mai ai bun de muncă. Nu știu cum e în Canada, dar am văzut în America că tare, tare apreciat ești cât timp e sănătos. Să te păzească Domnul să te îmbolnăvești. Ăsta e sistemul. Dar ce frumos e că tata rămâne și când suntem bolnavi lângă noi. Un prieten și un frate adevărat, dar zadarnic n-am găsit și am rămas dezamăgit. Totuși, într-o zi, un om cu o mare am întâlnit. Dar cine e omul ăsta? Cum îl cheamă? Iisus, Iisus, o ce nume minunat. Iisus, Iisus, prietenul adevărat. M-a sunat un băiat într-o zi și spun asta, în primul rând, pentru tinerii biserici. Știu că uneori este tentant să te uiți peste gard și să spui ce fain de aia care se droghează, care n-au reguli, no rules, no restrictions, niciun gard. Nu trebuie în fiecare seară să meargă la biserică ca și noi. Parcă e fain, nu? Hai să vă spun cât de fain e. M-a sunat un băiat într-o zi și a zis, frate Cristi, nu pot să spun nici cine sunt, nici de unde te sun. M-am supărat un pic, că și așa răspunde în greu la telefon, că ne sună o grămadă. Măcar să te prezinți când suni. Măcar să spui de unde suni, nu? Îmi spunea el, tatăl meu a fost un predicator în România destul de cunoscut și a bătut țara în lung și în lat. Și până la 15 ani jumate, 16 ani, am mers și eu cu el. Însă într-o zi, Biblia asta tatălui mi s-a părut neinteresantă. Într-o zi, mi s-a părut că biserica e plictisitoare și mă uitam la băieții din orașul meu care ieșeau din cluburi, care aveau BMW și făceau drifturi cu BMW-ul. Și vedeam fetele cum se uită la ei. Și vedeam că umblă cu tricou mulat, cu biceps, cu triceps. Frate Cristi, mi s-a părut mai frumos, mai interesant decât Biblia asta uzată și mesajă de pocăință. Într-o zi mi-am făcut bagajul și la 16 ani mi-am lăsat părinții plângând pe scări. Și am zis, tate și mami, am viața mea și vreau să mă trăiesc la maxim. Aia nu-i viața ce trăiți voi în biserică. Și am plecat. Tatăl meu a spus, a murit nu la multă vreme după ce am plecat. I-am distrus toată mărturia. I-am distrus viața și inima. Mama încă trăiește, se roagă pentru mine. Dar te-am sunat, frate de Hristos, să spun că ascultând predici pe internet, inima mea tânjește de dor din nou după o familie, după o biserică. Și am zis, ce te oprește să vii? Și au zis, lucrez pentru niște interlopi din Europa, cu reguli stricte. Mi s-a spus clar că în ziua când plec de aici, viața mea se termină. Nu pot nici măcar să fac ce vreau.
Lucrez ca un rob pentru ei și fac lucruri ilegale. De aceea nu pot să spun de unde te sun și nici cine sunt. Ce pot să spun, zice, sunt două lucruri. Că aș da orice să îmbrac o haină albă și să fac și eu un botez. Aș da orice să mă întorc la predicele Tatălui. Și doi, mai am o rugăminte, frate Cristi, spuneți la toți pe unde plecați că tot ce îți dă Dumnezeu în viața asta e gratis și tot ce îți dă diavolul costă. Și pe mine m-a costat sănătatea, pe mine m-a costat libertatea, pe mine m-a costat mărturia pe care am distrus-o în familia mea. Înainte să închid, au zis așa, sper din toată inima ca Dumnezeu să vadă telefonul ăsta pe care ți l-am dat și în ziua judecății să țină cont de el. Că am făcut mărturisirea pe care am făcut-o cu sinceritate. Nu știu dacă voi apuca să fac botezul într-o zi, dar să spui tuturor pe unde mergi, că în casă e frumos, e pace, e liniște și afară e dezastru. Și am închis telefonul. Nu m-a mai sunat niciodată de atunci. Dar mi-au rămas cuvintele astea. Tot ce îți dă Dumnezeu, o plătit El pentru asta. Tot ce îți dă diavolul, plătești tu. Și ce greu e costul diavolului. Cele mai mari binecuvântări pe care poți să le ai în viață sunt o familie credincioasă și o biserică a lui Dumnezeu. Dacă nu le ai, te invit să te gândești că poți să le ai. Și dacă le ai, prețuiește-le. 3. Băiatul acesta a mai făcut o greșeală, iubiții mei, și anume a iubit mai mult depărtarea decât apropierea. Ascultați. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată. O zis el, mă, am banii lui tata, dar nu pot să mă distrez. Eu mă distrez aici, în cameră și dincolo tata se roagă. N-am libertate, zice. Cred că soluția e să mă duc cât mai la distanță, cât mai departe. Ce vreau să spun astăzi este că atunci când te îndepărtezi de lumină, te apropii de întuneric. Când te îndepărtezi de căldură, te apropii de frig. Și când te îndepărtezi de Dumnezeu, te apropii de diavolul. Iubiții mei, am observat ceva interesant în viață. Foarte mulți oameni fac alegeri fără Dumnezeu și apoi totul lui Dumnezeu îi bagă de vină. Am venit în seara asta la dumneavoastră să vă spun că soluția nu e depărtarea, ci apropierea. Iacov 4:8. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Băiatul ăsta a zis, vreau distanță. Mă deranjează tata sau mama care se roagă. Asta de vorbă cu o soră, mama 7 copii. Un tată care nu-și mai face datoria în familie, automat va avea și copii care nu se vor mai trage la biserică. Și sora asta a pus mâna pe volanul familiei și a încercat să-și redreseze casa, văzând că se îndreaptă spre prăpastie. Și într-o zi a venit la mine și a zis, frate Cristi, cu ce am greșit? Și am zis, dar ce s-a întâmplat? Păi zice, băiatul mai mare care nu mai vine de câțiva ani la biserică, acum într-o zi m-a prins la rugăciune, că eram acolo în bucătărie, pe colț, mă rugam. Noi avem un apartament mic, spunea ea, și n-am unde să mă duc să mă ascund de ei când mă rog. Și bineînțeles că atunci când mă rog, se aude. Și-a deschis ușa cu nervi, cu supărare, și-a început să vorbească urât, să mă blesteme, să mă înjure. Frate Cristi, chiar așa păcat am făcut că m-am rugat pentru copiii mei? Vedeți că fiii risipitori nu suportă să stea lângă cineva care se roagă, care citește Biblia. Ce vreau să vă spun astăzi și i-am spus și ei, continuați să vă rugați, pentru că în viață poți să fugi de poliție, de FBI, de CIA. Și am văzut tineri care au fugit de ăștia. Dar nu poți să fugi de rugăciunile unui tată sau unei mame care udă podeaua. Eram în California și când am ieșit din biserică, din Anaheim,
Pe hol m-a așteptat un bărbat și a zis, frate Cristi, am fost 7 copii la părinți, 6 din 7 am plecat în lume. Nu ne-a trebuit orchestră, cor, fanfară. Am vrut să ne trăim viața. Dar am avut o mamă care a luptat pentru noi pe genunchi și a stat aproape de Dumnezeu, chiar dacă noi ne-am îndepărtat. Și zic, bun, din ăștia 6 care ați plecat, s-au întors vreunul? Și a zis, frate Cristi, toți ne-am întors. Dar mama mea a făcut urme în podea. Așa de mult a stat în prezența lui Dumnezeu pentru noi. Iubiții mei, ce înseamnă a fi aproape de Dumnezeu? Pentru că Biblia spune în Evrei 4:16 să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul harului ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Aproape de Dumnezeu, aproape de Tata, înseamnă aproape de Scriptură. Cel mai important lucru într-o căsătorie este comunicarea. Nu banul, nu căldura, nu mâncarea. Dincolo de toate astea, comunicarea. Că dacă ai un soț care îți aduce de la catering, de la Uber Eats, bani cu grămada și orice și nu vorbește cu tine, nu ești împlinită. Iubiții mei, în relația cu Dumnezeu, cel mai important lucru pe care noi îl avem este comunicarea. Prin rugăciune eu vorbesc cu Dumnezeu, prin Scriptură Dumnezeu vorbește cu mine. De aceea vă provoc astăzi, nu lăsați Biblia să se pună praful pe ea. Spunea un tânăr, Dumnezeu nu mi-a vorbit de nu știu câți ani și l-am întrebat, da, ai Biblia deschisă? Păi nu poți să te plângi că Dumnezeu nu-ți vorbește dacă tu ții Biblia închisă. În California, în urmă cu 4 ani, cu 3 ani, am întâlnit un frate care mi-a zis, frate Cristi, mama mea e la pensie în California. Și zic, mă, dar ce fac oamenii din California la pensie? Că în România mai fac un ciubuc, mai un animal, mai o piață, mai fac ceva să scoată bani din piatră seacă. Ce fac în California? Și au zis, mama mea, la pensie, citește Biblia ore întregi pe zi. O zis, până acum au citit Biblia de 137 de ori. Eu ca păstor deja am încercat să schimb subiectul. Mi-o fă mie rușine. De mine. M-am întâlnit cu el săptămâna trecută și am mâncat. Și am zis, ce mai face mama? Și-a zis, frate Cristi, o ajuns la 157 de ori. În 3 ani, o citit Biblia de încă 20 de ori. O zis, n-are bucurie mai mare decât să vorbească cu Domnul și să deschide cuvântul ca Dumnezeu să-i vorbească. Iertați-mă că vă întreb, ce scuze vom avea noi în ziua judecății? Că pământul când se învârte în jurul axei sale, care este înclinată la 23 de grade, da? Pământul când se învârte, tot în 24 de ore se învârte și pentru ea și pentru mine. Nu se învârte pentru ea mai încet. De ce ea are timp de Biblie? Știți de ce? Că e aproape de Dumnezeu. 2 soți care sunt aproape, cu inima, nu doar cu trupurile, își fac timp să comunice. Iubiții mei, aproape de Dumnezeu mai înseamnă și aproape de biserică. Nu poți să spui, mă, eu iubesc pe Dumnezeu, dar mă duc numai când sunt evenimente speciale la biserică. O zice cineva la noi la Deva, dacă făceați banner și anunțați, veneam și eu. Măi, hai să spun ceva, când o să fie răpirea, nu o să fie niciun banner. Nu o să fie niciun story, niciun giveaway. Cât de mult iubești biserica? În Suceava, în urmă cu 30 și ceva de ani, un frate proroc a fost întâmpinat pe holul bisericii de un alt frate. Și a zis, frate, zice, când o să vină prigoana, eu sunt primul care mă încolonez după voi. Și fratele proroc a zis, mai întâi vină marți la biserică, la rugăciune și apoi mai vorbim. Nu te gândi încă la închisoare? Nu te gândi încă la ce preț o să plătești tu pentru Domnul când nu poți să renunți la 2 ore din timpul tău ca să vii la adunare? Am avut o soră la noi la biserică, la Deva, sora Floare o chema. În urmă cu 7 ani am botezat-o, cu tot cu cărucior am băgat-o. Aici, piciorul stâng l-avea tăiat.
Mai întâi s-o pocăi băiatul ei, a venit acasă bucuros și ea a întrebat, de unde ești așa bucuros? Și a zis, mami, zice, m-am pocăit, l-am găsit pe Domnul și ea a zis, du-mă și pe mine. S-a botezat. După botez, la câteva luni, am întrebat-o, cum se încheie Sora Floare? Aveam ceva bani la mine, am băgat mâna în buzunar la o femeie cu piciorul tăiat. Mă gândeam că o să-mi ceară ceva și am zis, are tot dreptul, că nu poate să lucreze. O ridicat o mână în sus și o zis, frate Cristi, de când am făcut botezul, stare bine. Cum? Păi zice, în fiecare zi cânt acasă două, trei cântări, citesc din Biblie, mă rog, cu băiatul meu și când fac lucrul ăsta, simt că în camera mea mai coboară cineva. Și atunci ui și de medicamente, ui și de cărucior, ui și de piciorul lipsă. Vă spun cu rușine, am mașină din 2016 și de multe ori ajungeam după ea la biserică și ea venea cu cărucior de 20-30 de ani vechime. Într-o zi m-am supărat și am zis, Doamne, dar cum? Are mai mulți cai ea la cărucior decât eu la mașină? Și o zis, Doamne, nu cai e problema, ci inima. Inima. Când Ioan spune că ucenicul ăla, apostolul iubirii, a ajuns primul la mormânt. Și de ce? Că dragoste ajunge prima. Mi-aduc aminte că odată a murit o soră la noi la biserică, mama a 9 copii, 7 necăsătoriți. Ne-am făcut colectă, ea nu da nimic, că n-avea ce să dea femeia. După 3 săptămâni, mă așteaptă pe scările bisericii, cu un plic în mână. Frate Cristi, frate Cristi, acum pot să dau și eu ceva. Au primit 30 de milioane, 3.000 de lei de la cineva, 900 de dolari canadieni în banii voștri. Și eu zic, acum pot să dau și eu partea Domnului, frate Cristi. M-a dat un plic, eu am crezut că din 3.000 de lei sunt 300. Am vrut să-l îndoi, să-l bag aici, la final să dau la meșterii care lucrau la casa fratelui care a rămas văduv și la orfanii aceia. Când să-l îndoi, nu încăpeau, nu puteam să-l îndoi. Zic, mă, 300 de lei, îndoi ușor. Am deschis plicul, că era nesigilat. M-am uitat înăuntru și înăuntru erau 3.000 de lei. Au primit 3.000 de lei și i-o dat pe toți. Anul trecut eram în Germania, într-o sâmbătă de noiembrie și plângeam în hotel în Germania. Știți de ce? Că sora Floare a plecat. Aș fi vrut nu să predic la mormântarea ei. Dacă aș fi păstor, aș fi vrut să fiu acolo, pe ultimul drum. Știți, când oamenii ăștia ne pleacă, devenim mai săraci. Că bogăția noastră nu stă în pian, în proiector sau în stație. Avem și noi la Deva din astea. Bogăția bisericii noastre stă în oamenii care au fost aproape de Dumnezeu. Aleluia. Și ăștia parcă pleacă și așa de rare sunt oamenii care vor să le ia locul. Aproape de Iisus înseamnă aproape de biserică, aproape de orfani, aproape de văduve, aproape de bolnavi, aproape de bolnavi. Eram în Germania în urmă cu vreo 2 ani sau 3 ani de zile și după o slujbă a zis cineva, hai să mergem până la o familie cu un caz mai aparte. Eram așa de obosiți, dar a zis persoana aia, o să vedeți un caz cum n-ați mai văzut în viața voastră. Parcă ne-au făcut curioși, cu încă 3 păstori ne-am urcat într-o mașină și am plecat. Am intrat înăuntru și într-o cameră am văzut o fată de 32 de ani, cu o umflătură aici la spate. Stătea pe coate, pe burtă, întinsă în pat. În 32 de ani nu s-a culcat odată pe spate. O parte din cira spinării și din creier, din lichid, este aici, în umflătura aia. Au zis doctorii către maică sa la naștere, să fiți atenți, că în ziua când se întoarce pe spate, moare. M-am plecat pe genunchi ca să vorbesc de la egal la egal cu ea, că ea stătea pe un pat pe burtă. Și când m-am plecat în spatele ei, am văzut o poză cu ea îmbrăcată în haine albe. M-am uitat să nu fie cumva Photoshop sau cum fata asta s-a botezat.
Și i-au zis, da, frate Crist, eu sunt în poza aia. Ani de zile tata m-a pus pe bancheta din spate de la mașină și așa m-a dus la biserică. Și la biserică m-a pus pe scaunile din față și așa ascultam predica. Și într-o zi mi-am dat seama că predica e pentru mine. Și am vrut să vin aproape de Dumnezeu, aproape de cer. Am făcut botezul. Și de ce am rămas încremenit? Că fata asta putea să înjure și să blesteme pe Dumnezeu. Că alți copii afară, 32 de ani, s-au jucat, au făcut studiu, au făcut facultate, au geabă, sunt căsătoriți și au copii. Și fata asta, în loc să se răzvătească pentru boala care o are, o zis, vreau să fac legământ cu ăla care o îngăduie să am boala asta. Am ieșit de acolo și în următoarea cameră era un tată, tatăl ei, de 2 ani jumate pe pat, cu atac cerebral. O mamă, uscată de viață și de durere, făcea naveta între 2 camere. V-ați gândit vreodată să vă rugați și să mulțumiți? Am ieșit păstorii toți plângând afară după ce ne-am rugat pentru ei. Știți de ce am plâns? Că niciodată în 37 de ani de viață nu i-am mulțumit Domnului că noaptea pot să mă întorc și să dorm pe spate. Și altul sau alta o făcut botez. În ziua judecății, ascultați-mă bine, iubiții mei, va ridica Dumnezeu oameni prin care ne va arăta ce înseamnă să fii aproape de Mântuitorul, ce înseamnă să fii aproape de Tata. Și alții care au fost departe și au băgat mii de motive, o să aibă gura închisă când Dumnezeu le va arăta mărturii și exemple incredibile. Și în ultimul rând, băiatul ăsta a mai făcut o greșeală, a iubit mai mult moartea decât viața. Și nu spun eu, spune Biblia, să ne bucurăm, să mâncăm, să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort. Dar stai un pic, tată, cum adică e mort și cheltuie banii? Păi știa, eu n-am văzut pe un om din Sicriu să cheltuie bani. Înseamnă că nu se referă la moartea fizică. Sunt 3 feluri de morți, iubiții mei. Le amintesc întreagăt. Moartea spirituală, când omul nu are o relație autentică cu Dumnezeu și trăiește în păcat. Moartea fizică, când se desparte trupul de suflet și duh, și moartea veșnică. Știți ce înseamnă iad? Iad înseamnă un loc unde nicio binecuvântare din partea lui Dumnezeu nu e prezentă. Am spus la punctul 1 că tot ce avem în lumea asta și ne putem bucura, pofta de mâncare, pofta de viață, casa în care dormi, mașina pe care conduci, orice lucru bun vine de la Dumnezeu. Imaginați-vă că iadul îi de fapt lipsa lucrurilor bune din partea lui Dumnezeu. Știți că fiecare om din iad are un vierme care îl roade? Știți că fiecare om din iad are un foc care îl macină? Și de acolo Dumnezeu își retrage mâna și se întreba Frank Turek, un mare apologet al Americii, pe un ateu, dacă n-ai vrut cu Dumnezeu nici măcar 2 ore pe săptămână, duminica, de ce îi baci de vină lui? Că nu te duce cu el în cer. Dacă l-ai refuzat aici 80 de ani, dacă ai vrut să stai la distanță, înseamnă automat că ai acceptat invitația la o veșnicie fără Dumnezeu. Acest fiul meu era mort. Dar care moarte? Iubiții mei, fiecare om care se naște cu 3 lucruri, trup, suflet și duh. În grădina Eden, spune Dumnezeu către om, în ziua când veți mânca din pomul acela, veți muri negreșit. Dar totuși n-au murit. O minte Dumnezeu? Înseamnă că nu se referă la moartea trupului, înseamnă că se referă la o altfel de moarte, nici măcar la moartea sufletului, pentru că suflet înseamnă sentimente, rațiune și voință. Mai este o moarte, moartea Duhului cu dâh mic. Adică moartea părtășiei cu Dumnezeu. Am o veste tristă să vă spun, de la Adam până astăzi, fiecare om care se naște cu Duhul mort. De aceea un copil la 2 ani jumate, 3, minte. Deși nu i-a dat meditații să-l înveți cum să mintă. Din firea lui copilul face ce-i greșit. De ce?
Pentru că Biblia spune, în păcat m-a zămisluit mama mea. Pune-te, rog, Efeseni 2:1. Voi erați, auziți, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați. Ce? Ceea ce ai spus, Pavel? Păi ori eram morți, ori trăiam. Voi erați morți cu Duhul în păcatele și în greșelile în care trăiați cu trupul. Cu trupul. Pune-te, rog, Matei 8:22. Iisus Hristos vorbește despre moartea asta a Duhului. Matei 8:22. Vină după mine, i-a răspuns Iisus, și lasă morții. Dar voi ați văzut oameni din Sicriu să îngroape pe alții din Sicriu? Iisus spune, vină după mine și lasă pe cei morți cu Duhul să îi îngroape pe cei morți cu trupul. Bun, dar care-i soluția? Ioan capitolul 3 cu versetul 3, te rog frumos. Condiția esențială și obligatorie pentru intrarea în rai. Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Versetul 5. Adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, atenție, cu D mare, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Următorul verset. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din Duh, Duhul Sfânt, cu D mare, este Duhul nostru, cu D mic. Adică spune Domnul Iisus ceva aici. Prima naștere e nașterea fizică, dar mai trebuie să se întâmple până când mori o altă naștere, nașterea Duhului sau învierea Duhului din tine. Dar cum se întâmplă asta? Versetul 5, Ioan 3:5. În orice sală de naștere din Canada sau din România sunt prezente cel puțin două persoane care trebuie să fie obligatorii acolo. Moașa și doctorul. Auziți, vă rog, la nașterea Duhului cine e prezent? Cu D mic. Apa. Eu sunt apa vieții, cuvântul Domnului. În orice biserică în care se predică cuvântul Domnului autentic și Duhul Sfânt este prezent, se mai produc naștere din nou. Doamne, lasă și în seara aceasta nașterea din nou aici. Dar de ce e importantă nașterea din nou, iubiții mei? Știți de ce? Pentru că Duhul ăla din versetul 6 cu D mic, ajutat de cuvânt și de Duhul Sfânt, vrea să transforme sufletul meu, sentimentele, rațiunea și voința, și din gânduri mizerabile să facă gânduri curate, dintr-o voință alterată și stricată să facă o voință duhovnicească. Dar de ce? Pentru că Duhul ăsta, împreună cu sufletul transformat, vor ajunge într-o zi în cer. Ăsta e scopul Duhului Sfânt, să pregătească mireasă pentru cer. Acum vreau să vă întreb, credeți că la sufletul nostru, care până acum au făcut ce au vrut, îi place ca lângă el să fie cineva care să-i spună vorba aia nu-i bună, mesajul ăla nu-i ok? Nu îi place. Dar de fapt, prin ceea ce nu ne place, ne transformă Domnul și ne face după chipul Lui. Și atunci ce se întâmplă? Ioan 5:24. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are... Vedeți că Duhul nu mai moare niciodată. Are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moartea Duhului cu D mic la viață. De aceea, înainte să faci botezul, nu te grăbi la botez. Înainte să faci botezul, e important să ai nașterea din nou. Ce înseamnă nașterea din nou? Schimbarea minții, învierea Duhului, o nouă identitate în Hristos și apoi facem botezul. Și între botez și moartea fizică, toată viața este procesul sfințirii, în care sufletul nostru trebuie transformat să ia Iisus chip în noi. Iubiții mei, versetul ăsta e foarte important din Ioan 5:24. De ce? Pentru că atunci când cineva moare fizic, dacă a avut Duhul înviat, știu că sunt lucruri adânci, așa ce vă spun, dar sunt lucruri esențiale pentru cer, pentru noi. Dacă a avut Duhul înviat, pentru el moartea fizică este o binecuvântare. Dacă Duhul lui a fost mort până în ziua morții și moare și fizic, sufletul lui pleacă la Dumnezeu netransformat și ajunge la judecata de apoi, unde trebuie să dea socoteală pentru fiecare faptă pe care a făcut-o și trebuie să plătească pentru fiecare păcat pe care l-a făcut. Am o veste bună?
Singurul care s-a născut cu Duhul viu în istoria lumii este Iisus Hristos. Nu v-ați întrebat de ce Maria a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt? Că nimic nu l-a întâmplat în Biblie. Știți de ce? Că prin Adam, prin bărbat, se transmite păcatul adamic mai departe. Nu poți să spui că Iisus la 2 ani jumate mințea și la 33 de ani a murit pentru noi. Iisus a fost toată viața fără păcat. De aceea au putut să aducă o jertfă fără cusur pentru tine și pentru mine. Slăvit să fie numele Lui. Apelează în seara aceasta la pocăință, la jertfa Lui. Uitați-vă la băiatul acesta. Măi, nu mai vreau funcții, nu mai vreau nu nimica, numai să mă primească tata, să fiu ca un argat. Și spune că lui tata i s-a făcut milă de el. Mă apropii de încheiere, spunându-vă ce am început. Valorile noastre determină deciziile noastre. Știți ce valori primește fiul când vine acasă? O haină nouă. Încălțăminte nouă în picioare. Un inel în deget, semnul pecetei, pus deoparte. Ați mai citit undeva că se mai întoarce înapoi fiul la porci? De ce? Pentru că valorile pe care le-au primit, mila tatălui, iertarea tatălui, haina, sandalele, inelul, l-au determinat ca următoarele decizii pe care le va lua să fie de a rămâne lângă tata toată viața, de a asculta de tată. Asta e dovada că te-ai pocăit cu adevărat. Nu mai faci ce vrei de astăzi, faci ce spune tata. Și vă las o poezie care tare mult îmi place. Cât mai stă în prag un tată, așteptându-și fiul dus, tot mai e înapoi o cale de la plâns și de la jale până la crucea lui Iisus. Cât mai spune o rugăciune un moșneac pentru un hoinar, tot mai este o speranță de la roșcovă și zdreamță până la brațele cu har. Cât mai plânge sub măhramă o măicuță după un fiu, tot mai este o cărare înspre dulcea împăcare și încă nu e prea târziu. Cât mai este o rugăciune mijlocind la porți de har pentru fiul ce suspină, tot mai este o lumină și încă nu e în zadar. Și ultima strofă spune, cât e candela aprinsă în căsuța cea din crâng, vino fiu pierdut acasă, că te așteaptă toți la masă și de dorul tău toți plâng. N-ai vrea să vii acasă în seara aceasta? Am întâlnit oameni care au făcut un botez, dar n-au avut o viață schimbată. Am întâlnit tine care au zis, tata, e slujitor, bunicul, e proroc. Ios, bine. Dar tu ești acasă? N-ai vrea de astăzi să iubești mai mult pe tata decât averia? Să iubești mai mult familia decât prietenii pe care îi întâlnești în viața asta? Să iubești mai mult apropierea decât depărtarea și viața mai mult decât moartea? Doamne, ajută-ne la asta. Amin.